Jucătorii de la CSU au avut câteva zile de refacere la Govora, iar după ce s-au întors la Craiova, au urmat câte un antrenament pe zi. Chiar dacă sunt câteva absențe în lotul albalbaștrilor, pregătirile continuă, pe juveți așteptându-i un meci greu. Băieții s-au pregătit foarte bine și acolo, cum de altfel ne-au obișnuit de când am fost aici antrenori la început, și cu Sorin Cârțu și în ultima perioadă, deci ei s-au pregătit foarte, foarte bine. Duminică, la încheierea mini-stagiului de pregătire de la Govora, am și făcut un joc amical în care am mai chemat câțiva jucători de la echipa a doua. Cam asta a fost derularea evenimentelor în săptămâna trecută. Această săptămână am avut câte un singur antrenament pe zi. Astăzi va urma să plecăm către Buzău, mâine mai departe către Botoșani. În continuare, ca probleme medicale pe care le avem, este cea a lui Izvoranu, care probabil că nu își va reveni până în iarnă. Să vedem de acolo, sperăm ca totul să decurgă normal în ceea ce îl privește. Din spusele lui Emil Săndoi, Ilie este la un potențial bun, chiar dacă nu are jocuri în picioare. Aca a trecut cu bine după operație, dar participarea la acest meci se dorește a avea un maxim de randament al echipei. Vom întâlni un adversar care, știu, la începutul campionatului, probabil se gândea că va fi în altă situație și rezultatele vor fi mai bune. Până la urmă a fost o echipă care ne-a reprezentat în cupele europene. Deci n-au avut un tur de campionat foarte bun. A fost o schimbare de antrenor în ultima perioadă. Dar și noi suntem după un parcurs bun și tot așa, sperăm să facem o partidă bună și să ne întoarcem cu puncte sau măcar cu punct de acolo. E important ca noi să avem ca echipă rezultate, să fim cât mai sus, iar eu ca și jucător să am evoluții cât mai bune și sunt sigur că evoluțiile mele mă vor aduce dacă în vederile selecționerului. CSU a avut o evoluție bună de la începutul campionatului, iar în jocul cu CFR Cluj totul a mers bine. Echipa a avut posesia balonului mai mult timp, dar a fost poate și un pic de noroc. Juveții pot fi caracterizați ca fiind echipa finalului de meci, în majoritatea partidelor aceștia marcând aproape de finalul jocului.